Doi clujeni au fost reținuți de DICOT Sibiu într-un dosar de trafic și consum de droguri de mare risc. Procurorii din Sibiu au efectuat miercuri 11 iulie patru percheziții la Cluj-Napoca. În comunicatul oficial dat de anchetatori se arată că ieri au avut loc în total peste 20 de percheziții domiciliare în Sibiu și Cluj la mai multe persoane ce făceau parte dintr-o rețea formată în urmă cu 2 ani la Sibiu. Din cercetările efectuate a rezultat că persoanele cercetate se aprovizionau cu substanțe stupefiante din afara țării pe care le comandau cel mai probabil pe internet și care le erau livrate în România prin intermediul serviciilor poștare și al firmelor de curierat, în acest sens fiind și interceptat un colet cu cannabis. De regulă, substanțele stupefiante erau procurate de către inițiatorul grupării infracționale și apoi vândute prin intermediul celorlalți membri ai grupării sau direct către consumatori, ori chiar alți dealeri, nu numai din județul Sibiu, dar și din județele învecinate. Au informat anchetatorii. Datele de la dosar arată că persoanele ce cumpărau substanțe stupefiante de la membrii rețelei erau obligate să achiziționeze cantități peste consumul propriu. Ulterior, în cazul în care clienții nu plăteau la timp, recuperatorii din rețea recurgeau la amenințări și violențe fizice. Liderii grupării erau cunoscuți având accese de violență fizică deosebită, folosind în special arme albe, cuțit, accese de violență îndreptate atât împotriva consumatorilor sau altor dealeri de substanțe stupefiante, dar și împotriva altor persoane, cu care nu aveau legătură pe această linie a traficului de droguri, motivat de faptul că fac parte dintr-un grup infracțional, mai transmit anchetatorii. Mai multe persoane implicate în acest caz, inclusiv cei doi clujeni de 19 respectiv 27 de ani, au fost prezentați Tribunalului Sibiu cu propunerea de a stare preventiva.